Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurate pe site-ul editurii Herald, ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Sunt gazda dumneavoastră Sorin Lucaci și astăzi este alături de noi Mihai Popa Radu, director al centrului Seas for Happiness și fondator al Mindfulness Institute. Astăzi vom vorbi despre budism, despre relevanța budismului pentru vesticul contemporan, pentru occidentalul european, pornind de la o recomandare de carte, așa cum facem întotdeauna. Este vorba despre cartea Înțelepciunea Nesiguranței de Alan Watts, o carte publicată în seria de autor Alan Watts. Ce este budismul, cum putem transpune învățăturile desprinse din budism în practica cotidiană, care este raportul dintre budism și neuroștiințe, cum funcționează mintea. Iată întrebări la care noi încercăm în cadrul acestei campanii să răspundem alături de invitații noștri, indiferent de forma sa, fie că vorbim despre budismul tibetan, budismul din sudul Indiei sau budismul zen, învățăturile budiste sunt mai actuale decât oricând, deoarece propun cultivarea unor valori precum înțelegerea, compasiunea, răbdarea, empatia, iubirea binevoitoare. Aș începe discuția noastră de astăzi pornind de la această întrebare: care este relevanța budismului pentru vesticul european, pentru omul contemporan occidental, nu doar prin prisma unei tradiții spirituale milenare, dar cu siguranță budismul a intrat atât de mult, aș spune eu, ca mod sau ca stil de viață în Europa, încât, iată, poate că depășește, să spunem, granițele sau barierele unei religii și se transformă treptat, se transformă încet într-un stil sau într-un mod de viață. Păi, bun găsit! Mă bucur să fiu din nou alături de tine, Sorin, și de cei care privesc aceste, din punctul meu de vedere, întotdeauna interesante și incitante conversații prilejuite de diferitele inițiative editoriale ale editurii Herald. Mulțumim mult! Acum, legat de ce face budismul relevant pentru lumea secolului 21 în general și în contextul nostru mai specific pentru cei din lumea vestică, aș spune că sunt nenumărate motive. Aș începe de la a anunța faptul că, dacă ar fi să sintetizăm, sunt atrași către mesajul și învățătura și înțelepciunea celui pe care îl știm ca personaj istoric sub numele de Gautama Siddhartha, ulterior sub numele de Buddha Shakyamuni, sunt două categorii. Prima o reprezintă oamenii care caută răspunsuri și a doua categorie sunt oamenii care caută întrebări. În sensul în care, în prima categorie, i-aș include pe cei poate mai tineri, care sunt într-o etapă de explorare și încearcă să-și formeze nu atât propriul sistem de valori, dar să dea un pic de sens existenței, care, mai ales în lumea asta haotică, care de niște ani încoace, mai ales în lumea asta din spațiul central și este european din 90, este într-o continuă fierbere. Și în a doua categorie, cea oamenilor care își pun întrebări, intră cei care, după ce și-au dat seama că nu există răspunsuri absolute, nu mai sunt atât de preocupați, poate până la obsesie, de la a afla răspunsurile, ci folosesc acest, să-l numesc, dispozitiv, care este întrebarea,
pentru a ajunge să aibă o cunoaștere din ce în ce mai profundă a propriei ființe, a propriului psihic, și în același timp să-și antreneze și să-și cultive curiozitatea legată de exterior. Ce mai face, cred că pentru mulți și ce pentru mine, cel puțin, m-a atras inițial la această, eu o numesc cale, ca așa și se mai spune, calea de mijloc, the middle way, este faptul că face un apel, aș spune, obstinant la propria folosire a propriei rațiuni, la folosirea propriei capacități de gândire. Una din poveștile că învățătura primită de la Buddha, așa cum ne-a ajuns nouă astăzi, este plină de pilde, povești și metafore, spune că unul din îndemnurile pe care Buddha îl adresa constant și cu consecvență celor care se declarau atrași de această învățătură, era că așa cum atunci când vrei să cumperi o bucată de aur, cum era la vremea aia, faci tot ce ține de tine ca să te asiguri, testând-o în diferite feluri, că este cu adevărat aur, nu vreo imitație ieftină, cu atât mai mult același lucru trebuie să-l facem atunci când vine vorba de o învățătură, o cale, un sfat sau ceva care ține de propria ființă. Și asta pentru mulți vestici care suntem mai, să spun, într-o mai cartezieni, să nu mai fim forțați, să nu ni se mai impună chiar să credem fără a cerceta, are foarte mult, a spune, sex appeal. Deci cam astea ar fi niște răspunsuri sumare la întrebarea ta. Ce mai pot confirma este că inclusiv dacă stăm să ne uităm pe trenduri dintre diferitele căi spirituale, budismul în lumea vestică este cel care înregistrează o creștere constantă, spre deosebire de alte căi spirituale, unele chiar de ale locului. Oare se întâmplă acest lucru și pentru faptul că în budism există un soi de perceptibil, vorbesc acum, din partea europeanului, un soi de exotism? Adică sute și sute de ani am avut ca religii, religia creștin-ortodoxă și cea catolică. Da? Mai pe alocuri reformații, hughenoții, protestanții și așa mai departe. Dar astea două au fost cele de bază, da? Biserica Apuseană și Biserica Răsăriteană. Și probabil că s-a ajuns, mă gândesc eu, întreb, la un soi de saturație. Deși din punct de vedere strict religios și spiritual, se spune că România este țara unde sunt cele mai multe mănăstiri, biserici, călugări, monahi, sihaștri, da? Când vorbim strict de creștinismul ortodox și mai ales, aș spune eu, de latura ezoterică a creștinismului ortodox, și anume isihasmul și rugăciunea inimii, bineînțeles. Dar poate mai puțin cunoscute. Și atunci mă gândesc că există un soi de interes crescut tocmai pentru explorarea budismului ca o tradiție spirituală milenară care nu a avut acces cu secole în urmă pentru europeanul vestic sau pentru occidental. Există clar pentru unii oameni pe care eu aș include mai degrabă în prima categorie de care vorbeam, cei care caută răspunsuri, atracția aceasta dată de proveniența extrem-orientală. Dar aș spune că la cei care ajung să rămână, să spun, pe această cale și să-și o însușească, e mai mult decât atât. Aș spune chiar că motivele sunt cu totul altele. Pentru că ce este un lucru important din punctul meu de vedere și cât am reușit eu să înțeleg și făcând apel
la opiniile unor oameni mult mai înțelepți decât mine și care au avut ocazia să se apropie de această cale mai mult decât am avut-o eu până acum. E important să înțelegem faptul că budismul nu este o religie. Budismul, la origini, este un sistem filozofic extrem de rafinat, extrem de bine închegat, pe care îl putem pune alături de sistemul filozofic greco-latin. De asemenea, ceea ce numim generic budismul este, iarăși în opinia mea și a multor psihologi contemporani, o psihologie. Dacă stăm și ne uităm, foarte multe din temele abordate în budism, din practicile existente în budism, și mă refer acum la cel pe care îl putem considera originar, reprezintă încercări de a înțelege cum ne funcționează mintea, cum ne putem optimiza funcționarea minții, care sunt legăturile dintre minte și restul ansamblului care ne formează. Deci este ceva care la propriu este o știință. Iar chestia asta, într-un fel, a fost, făcând o referire la o altă carte care nu știu dacă mai există tradusă în română, cu mulți ani în urmă am fost fascinat când am citit o carte a unui fizician austriac, Fritjof Capra, care se numea Taofizica. Care carte este o punere la propriu în oglindă a unor lucruri care mare parte dintre ele sunt niște descoperiri făcute de mulți dintre ei practicanți și mergători pe această cale a budismului și ce au început să descopere odată cu secolul 20 fizicienii când au intrat din ce în ce mai în profunzimea materiei. Deci unele asocieri sunt de-a dreptul fascinante. Asta fiind din punctul meu o dovadă a acestui focus pe observare, pe înțelegere, totul prin prisma logicii și rațiunii, dar în același timp expandându-ne mintea. Pentru că sunt mulți oameni de știință care și-au dedicat viața explorării și înțelegerii lumii în care trăim, făcând apel la metodologiile vestice, care cu cât au ajuns la un grad mai profund de înțelegere, ca să zic așa, o dau în spiritualitate. Pentru că această separare este una artificială. Un alt lucru care face budismul atrăgător pentru mulți oameni este întrepătrunderea și preocuparea și oferirea de modalități prin care eu, om care trăiesc la propriu și sunt ancorat în problemele și frământările secolului 21, să devin conștient cu adevărat, dar la un nivel nu doar intelectual, ci profund, al acestei interconexiuni între mine și lume. A faptului că eu de unul singur, tu de unul singur și fiecare dintre noi care ne considerăm și până la un punct suntem indivizi, nu putem fără alții, unii fără alții și mai mult decât atât, nu putem fără această lume și această planetă pe care în loc să o tratăm ca pe o mamă, ne batem joc ca și cum am avea o opțiune pe care nu avem. Dar subliniez faptul că pe măsură ce cineva este cu adevărat preocupat și se străduiește să înțeleagă miezul acestei căi, anumite lucruri devin de o evidență care nu mai trebuie nimeni să vină să-ți spună, băi, nu e ok să faci asta. Pentru că e ca și cum, da, deci în momentul în care eu poluez, la propriu și sau la figurat în anumite situații, nu poluez ceva în exteriorul meu. Mă poluez pe mine, poluez
lumea exterioară și după caz interioară în care eu trăiesc. E ca și cum mi-aș polua propria casă în care eu respir și trăiesc și locuiesc. Da. Menționai budismul tibetan. Unul din lucrurile care nu cred că e vreo cale care poate să ne ajute cu adevărat să ne cultivăm această calitate pe care o numim compasiune, este acea cale, că nu-mi place, pentru mine tradiție e ceva nu neapărat mor, dar care vine din trecut și a rămas acolo și acum eu doar mă uit ca la niște ruine. Nu. Astea sunt niște căi care sunt vii. Dacă ajungi să le înțelegi în profunzime. Dar revenind, budismul tibetan oferă o paletă extrem de vastă de modalități prin care să ne antrenăm această compasiune. Începând cu compasiunea față de propria persoană și după aceea extrapolând-o prin diferite practici pe care le mai văd menționate aici și acolo, dar adeseori în niște contexte și de către niște oameni care clar, eventual au văzut un documentar pe National Geographic sau s-au dus că au auzit ei că e în Tibet, nu știu cum, s-au întors de acolo și zic că au înțeles. E greu. Revenind, pentru că pomeneai puțin mai devreme despre carte, aș vrea să te întreb ce carte te-a, în contextul discuției noastre, bineînțeles, ce carte te-a marcat, te-a impresionat și a pus cumva amprenta asupra ceea ce înseamnă budismul pentru european, pentru occidental, mai ales în contextul vremurilor pe care noi le trăim, pe care le trăim de ani de zile încoace, cu atât mai mult în ultimul an. Păi aici răspunsul e simplu și într-un fel pentru mine e surprinzător că e simplu, că iubind cărțile, fiind unul dintre viciile mele, în general mi-e greu să dau răspunsuri când cineva mă întreabă ceva din domeniul ăsta livresc, dar în contextul dat, cel care m-a făcut cu adevărat, aș spune, să-mi asum această filozofie de viață pentru mine și să încerc să o aprofundez, a fost și rămâne Alan Watts. Și nu pot decât să mă bucur că mi-aduc aminte și acum, și cred că mai împărtășeam într-o altă conversație pe care am avut-o împreună, cele câteva discuții pe care, cred că era prin 2010, le aveam cu regretatul Aurelian Scrima și încercam să-l conving să fac o încercare să traduc o carte a lui Alan Watts. Pentru că la momentul ăla nu știa nimeni de el. Și am reușit în acest demers și una din cărțile pe care am și tradus-o și a apărut la editura Herald și pe care o recomand prietenilor mei, colegilor mei, fiului meu când a devenit capabil să o înțeleagă, este Înțelepciunea Nesiguranței. O carte a cărui titlu în sine, după mine, descrie o competență absolut necesară în lumea în care trăim și care, când menționai de câțiva, nu, noi trăim cu această incertitudine de când ne naștem și de când există omenirea, că incertitudinea este orice raportare pe care o fac la viitor. Viitorul e incert. Devine cert în momentul în care s-a întâmplat și este deja trecut. Da, revenind, Înțelepciunea Nesiguranței și titlul în engleză The Wisdom of Insecurity este o carte care te prinde, inclusiv cei mai ocupați oameni cărora le-am recomandat-o și în unele cazuri le-am oferit-o și au început să dea primele pagini, nu s-au mai oprit. Și asta pentru că una din multele calități ale lui Alan Watts a fost aceea ca, pe de o parte, să aibă o înțelegere profundă a învățăturii, care nu o au mulți, chiar dacă vorbesc despre asta, și o capacitate extraordinară de a transpune
atât într-un limbaj relevant și în care omul vestic să se regăsească și se poată conecta, și fundamental fără să nici să vulgarizeze, nici să simplifice esența. Deci a reușit și în scrierile lui și când îl asculți, poți vedea astfel de exemplificări, în unele cazuri cu trimitere directă către învățăturile lui Buddha, alteori nu, dar acesta este filonul principal al scrierilor și învățăturilor lui Ellen White, care pe mine, cel puțin, și pe mulți ne ajută să trecem prin această perioadă și, de asemenea, să ne pregătim pentru perioadele care vor urma. Pentru că aici, când vine vorba de viitor și de incertitudine, îmi vine în minte un citatul dintr-o discurs al premierului Canadei, Trudeau, care spunea cu câțiva ani la o întâlnire de la Davos că, pe de o parte, ritmul schimbării nu a fost niciodată atât de rapid ca acum și, în același timp, nu va mai fi niciodată la fel de lent cum este acum. Și ăsta este iarăși unul din lucrurile care fac budismul a fi o cale foarte importantă și în care mulți oameni reușesc să dea un sens. Pentru că acolo se spune clar, nimic nu am de unde să știu cum va fi, totul se schimbă, nimic nu este static. De la propria ființă, care în fiecare secundă niște milioane de celule se nasc, alte milioane mor, până la fluiditatea întregii vieți și a tot ceea ce o compune. Și asta în sine, în momentul în care reușesc, și iarăși nu știu altă cale în care să existe și metodă, nu numai aspirație, de a ajuta pe oameni să conștientizeze și să-și asume această impermanență, moment de moment, ajută foarte mult, pentru că, da, e poate o perspectivă care pe mulți îi sperie, pe de altă parte este realitatea. Și ce aș mai puncta acum este că, iarăși și pentru mine și pentru mulți oameni, în perspectiva oferită de Buddha asupra vieții, este inclusă și perspectiva asupra morții, care iarăși pe majoritatea noastră vesticilor ne sperie. Pe de altă parte, ca să facă aparent un oximoron, moartea este parte din viață. Și cu cât accept acest lucru într-un mod senin și, aș spune, chiar înțelept, pot, pe de o parte, să văd cât și cum mă pot bucura mai mult când sunt viu și să ajung în punctul în care are loc trecerea către, și aici depinde fiecare cum vede această etapă, să fiu cu cât mai puține regrete și, din nou, acceptând faptul că tot ce are un început are și un final, să nu mai existe nici când vine vorba de propria mea trecere și a celor din viața mea care îmi sunt dragi, să avem din nou o abordare mai apropiată de firescul vieții așa cum este ea, nu cum credem noi și ne-ar plăcea să fie. Și ce aș mai puncta, și asta o face budismul, mai ales în această perioadă și mai actual și apetisant, este că, mai ales printr-unul din exponenții lui cei mai faimoși, faimos în sensul că umple stadioane, respectiv sanctitatea ta sa Dalai Lama, el a inițiat de mai bine de două decenii un dialog de care nu am știință să existe în alte căi spirituale. Respectiv, această preocupare consecventă de a aduce la masă, la propriu și la figurat, oameni de știință, deci exponența ei, să spun, culturii și civilizației vestice, cu trăitori ai acestei tradiții, dar într-o manieră care nu încearcă să demonstreze ceva, ci încearcă să aducă la oaltă niște resurse
care până acum, din vari motive, s-au ținut sau au fost ținute separat. Și noi, la propriu, trăim acum într-o perioadă în care este o efervescență care nu știu cât este de, să spun, vizibilă sau palpabilă pentru mulți din cei care ne ascultă, dar ea e acolo, adică aceste așa numite neuroștiințe care au apărut și au relativ recent și acum sunt într-o creștere exponențială de interes, de resurse, de studii și așa mai departe, nu fac altceva decât să vină, în unele cazuri, să confirme ceea ce practicanți a diferitelor modalități de antrenament mental, că asta este practic meditația, o fac în context budist de milenii, și să vină să spună, băi, da, e adevărat. Dacă îți antrenezi și îți folosești mintea într-un anumit fel, ți se schimbă la propriu datorită neuroplasticității scoarța cerebrală. Dacă faci acest tip de antrenament și dacă integrezi pe, cu cât mai multe din ceea ce se numesc cele 8 ramuri ale căii de, ale conduitei de viață budistă în viața ta, o să-ți fie mai bine, o să ai parte de ceea ce în esență căutăm toți, fericire, dar nu acea fericire hedonică, ci una stabilă, care nu dispare odată ce mi-am cumpărat perechea de pantofi, nu mai îmi place și ce mai urmează, ce mai cumpărăm. Sau m-am plictisit de mașină. Da, uite, în 2013 a fost întâlnirea pe care de altfel o relatează Dalai Lama în cartea Mănăstirea și microscopul, că tot vorbeam despre neuroștiințe, convorbiri cu Dalai Lama despre minte, mindfulness și natura realității, în 2013, o întâlnire într-o mănăstire tibetană din sudul Indiei, unde Dalai Lama s-a întâlnit cu oameni de știință de top, apropo de neuroștiințe. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Mihai Popa Radu, director al centrului Seas for Happiness, fondator al Mindfulness Institute, despre relevanța budismului pentru vesticul contemporan, pentru european, pentru occidental, venind, bineînțeles, și cu o recomandare de carte. Este vorba despre Alan Watts, Înțelepciunea nesiguranței, o carte publicată în seria de autor Alan Watts, în traducerea lui Mihai Poparadu. Îi mulțumim foarte mult că a fost și astăzi alături de noi și ne-a oferit informații prețioase pentru dumneavoastră, pentru cititorii Herald. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minții deschise, în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc și eu! Numai bine! La revedere!